perioada 1-8 august, între orele 9 și 16, Biblioteca Județeană Vea Urechea organizează școala de vară pentru copii și tineri intitulată Evrica, pot să creezi? Introducere în proprietatea industrială. Pentru prima dată, la inițiativa partenerilor noștri OSIM, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, am abordat tema proprietății intelectuale, mai exact proprietatea industrială. Considerăm că este necesar ca ei să înțeleagă de mici, prin jocuri și prin expuneri care să fie la nivelul lor de înțelegere, ce înseamnă proprietate intelectuală. Este un prilej prin care ei au acces la bazele de date cu caracter de specialitate, dar în același timp noi ne-am gândit să îi instruim puțin și în tehnica muncii intelectuale, adică să învețe cum să facă niște fișe cu citate și să le folosească pe acestea în viitoarele lor lucrări. Sunt două grupe. Inițial ne gândisem la trei grupe, două până la urmă s-au constituit. Prima grupă se referă la copii din clasele mici, începând cu vârsta de 8-9 ani până la 12 ani. Cealaltă grupă cuprinde tineri, adolescenți și tineri, începând cu 16 până la 25-26 de ani. Cum ți se pare ideea unei școli de vară la bibliotecă? Mi se pare o idee foarte bună pentru a-ți pune creierul la treabă. Este o idee foarte bună pentru că mulți copii și-au dorit să învețe multe lucruri noi pe perioada verii, dar în unele perioade nu s-a putut. Am învățat despre proprietatea intelectuală, cum să creăm o fișă de lectură. Organizat în parteneriat cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, programul se va desfășura cu sprijinul Centrului Enterprise Europe Network de la Camera de Comerț și Industrie Galați și Arpalcului de Soft Galați.